Tu ești Olga? Da. Și tu? Radu. Da. Noi am auzit că aveți o sărbătoare astăzi în familie, ziua de naștere Olgei, da? Da. Și cu această ocazie am venit și noi. Venim cu o surpriză frumoasă, care cineva drag vouă, prin intermediul nostru, a dorit să vă spună la mulți ani. Cine poate fi? Știu, mama e psihotare, nașa, toți sunt psihotare în Italia. Nașa. Nașa. Sigur nașa să fie. Mai căutați? Nu știu. Mama. Două variante, practic, cred. Da. Ați avut dreptate, sunt nașii. Ține acest buchet să frumos. Mulțumesc. Torta să vă înduceți cu cei dragi. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Avem și o șampanie. Mulțumesc. Și avem și un mesaj direct de la dânsii. Draga noastră fină, calde felicitări cu ocazia zilei de naștere, îți dorim ca în casa ta să domine dragostea și înțelegerea reciprocă, iar timpul să-ți ofere doar momente fericite. Prin acest gest am dorit ca astăzi să ai parte de dispoziție bună și emoții pozitive. Sperăm că ne reușit. Suntem foarte fericiți că am devenit nașii voștri, te iubim și din tot sufletul îți dorim sănătate și fericire adevărată. Fie ca Dumnezeu să te aibă în pază și toate visele tale să se realizeze. Te iubim și te vom susține mereu. La mulți ani! Cu drag nașii Vasile și Ludmila. Mulțumim frumos! Noștri nași, sunteți ca a doilea părinți pentru noi. Vă mulțumim. Ne susțineți, ne ajutați. Îmi pare rău că nu sunteți noi alături astăzi. Sper că la anul o să fiți lângă noi. Noi vă iubim, vă așteptăm acasă. Fiți sănătoși. Și mulțumim frumos pentru tot.